bag o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Școala Românească de Cardiologie nu se poate lipsi de numele academicianului Leonida Gerasim. Discipolii săi, mulți risipiți azi prin mari clinici ale lumii, vorbesc despre profesor ca despre mentorul lor absolut. Dragi prieteni, bună dimineața! Sentimentul că medicina este o datorie pentru toată viața m-a dus mai departe, mărturisește interlocutorul meu din această sâmbătă. Astăzi, împreună cu mine și cu dumneavoastră la mic dejun, o somitate a lumii medicale, academician, profesor, universitar, doctor, Leonida Gerasim, o personalitate căreia în această dimineață i-am deturnat toate obiceiurile. Domnule profesor, bine ați venit la noi! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație! Onoarea e a noastră, nu știm care sunt tabieturile dumneavoastră sâmbăta dimineața, dar o să le aflăm acum, lângă o cafea, nu? Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Un ceai! Și pentru mine, ca de obicei, un cappuccino. Mulțumesc! M-ați avertizat așa, să nu fac mare caz de această zi de sâmbătă, când de bucurie și zăpada se dezgheață pe pergola noastră deasupra și am să spun, mă bucur, și așa că declar răspicat, astăzi e aniversarea dumneavoastră, împliniți o vârstă splendidă, dacă îmi veți da voie să depășesc norme de eleganță, am să o și spun, astăzi aniversați 92 de ani, vă spunem la mulți ani împreună cu toată echipa. Vă mulțumesc prea mult! Filmăm în pandemie, colegii mei sunt toți cu măști, vremurile sunt dure, dar asta nu înseamnă că nu ne putem bucura sâmbătă dimineață, încercând să facem alături de dumneavoastră harta unui destin exemplar. Asta este intenția mea astăzi. Ce bine că a venit și cafeaua. Mulțumesc! Mulțumim. Vă invit să-l preparați pe măsură ce vorbim și să vă simțiți ca acasă, pentru că încep așa, domnule academician. Ați trăit un război, o revoluție, o pandemie, iată, tot felul de conflicte și scrâșniri, iar astăzi sunteți senin olimpian, mai mult decât atât. Toți cei care ne văd trebuie să știe că fără contribuția dumneavoastră esențială, cardiologia românească, așa cum arată astăzi, fie că-i privită de la catedră sau din clinică, ar fi avut un hiatus. Dar nu vreau să începem de la inimă, ci aș vrea să mergem undeva spre oltul dumneavoastră natal, spre un sat mic, Teiuș, îmi spuneți că era un deal frumos între două gârle. Exact. Și odată ducându-mă fericit dimineața cu... la vreo 10-11 ani, să pescuiesc cu picioarele goale în rouă, da. M-am mușcat o albină și era să mor. Nu eram decât cu bunica și bunica m-a băgat într-un butoi de apă și am stat într-un butoi de apă de dimineața până după masă. Din punct de vedere medical a fost un gest bun. A intuit ce trebuie, a făcut ce trebuie bunica dumneavoastră. Nu aveam altă soluție, făceam un șoc anafilactic. Am aici pe masă o carte apărută chiar cu puțin timp în urmă, chiar în 2020, în plină pandemie. Editura Academiei Române vă onorează cu acest volum omagial intitulat Un drum printre oameni și cărți. Un volum în care găsesc toată elita medicală a României. Da, am avut norocul pentru că am început facultatea în 47 și o parte din maestrii de profesorii mari și-au continuat activitatea. Puțini au fost scoși din activitate, au fost schimbate alte persoane din catedră.
eu am audiat cursuri sau lucrări practice cu vreo 18 membri ai Academiei. Unii erau membri ai Academiei, alții au devenit. Ce favoare, domnule academician, pe toți am găsit aici într-o evocare extraordinară. Foarte puțini intelectuali cu mare calibru din România au făcut această reverență față de mentorii lor, dar tocmai pentru că sunt mulți, eu am să iau de pildă un tablou, acesta pe care vă rog să-l completați. Eu îl știu din cărți, dumneavoastră l-ați trăit. Să zicem așa, că e seară, nu acum sâmbăta dimineața când noi bem cafeaua și ceaiul, și că sunteți pe holul unei clinici, probabil Spitalul Filantropia, știți unde mă duc, da? Și bateți la o ușă, domnule academician. Și acolo un mare savant despre care se spunea că e aproape inabordabil, vă spune, intră, da? Aveți câți ani? Vorbesc despre marele... Daniel Danielopoulou. Îi citise în cărțile. Stăteam în bibliotecă. Învățam de obicei în bibliotecă. Niște cărți formidabile. Formidabile cărți. Sistemul nervos vegetativ, experimente. Și vreau să văd cum lucrează, cum se poate lucra. Nu se putea aborda. Și într-o seară, la ora 7:30, seara 8, într-o clădire goală, m-am urcat pe scară, am bătut la ușă, profesorul citea. Era singur. Singur. Ce s-a întâmplat? De ce ați venit? Timid, domnule profesor, am venit să vă rog să mă primiți pe mine în laborator, să văd cum lucrați. Să văd tehnicile. Știu că aveți doi colaboratori excelenți. Unul era Șerban Fotino, care după aia a fost un nume foarte mare în universitățile din Statele Unite. Mare. Al doilea nu-l știu, poate o să-l spuneți dumneavoastră. Eu îl știu doar pe acesta. Îl chema Cantacuzino. Cantacuzino. Și profesorul mi-a pus câteva întrebări. Zice să vii jos. Avea un laborator la subsol, la Filantropia, și după amiaza venea jos, erau pregătite înregistrări, decât se făcea înregistrări pe niște cilindri negriți cu fum. Tocmai voiam să vă întreb, domnule profesor, erau practic imprimări mecanice, da? Exact. Și audio, nu? Erau și înregistrări? Nu, numai mecanice. Numai mecanice. Și făcea experimente pe animal. Da. Pe animal. Câteodată ieșeau experimentele, altădată nu exprimau evenimentele. M-am dus vreo 4 luni, 5 luni acolo. După aia se termina anul școlar, eram în anul 4. Mi-a servit ca model, ca om de știință. Cred că a fost cel mai mare om de știință în cardiologie. El a născut cardiologia în țara românească. Am să aleg doar aceste două nume pe Ana Aslan și pe academicianul Bazil Teodorescu, care v-a fost după aia un alt mentor, mai departe, după academicianul Danielopoulou, v-a coordonat teza de doctorat și, practic, v-a făcut să iubiți inima, nu? Era un om blând, delicat, care îmi punea respect numai când apărea în spital. Nu vorbea mult, dar ceea ce vorbea, vorbea precis. I-a plăcut să aibă colaboratori tineri. După 44, o parte din membrii colectivului au dispărut. I-a scos din clinică. Și atunci s-a hotărât să facă un nucleu de oameni tineri. Întâi au fost 4, după aia au fost 5 și după aia 6. Și din cei 6, 5 i-a făcut profesor universitar. Între cei 5 erați și dumneavoastră. Să nu se creadă, aș vrea, că după aceste întâlniri fericite cu profesorul pe atunci Bazil Teodorescu, cu savantul Danielopoulou, ați avut norocul în sân, pentru că ați plecat la Bicaz. În 53 mi-a zis așa, am plecat cu 2 bagaje, unul de răchită și unul de placaj, și cu 3 cărți după mine, într-un tren de noapte, ca într-un exil.
Da. Era o lume extrem de polimorfă. Erau muncitori minieri, erau muncitori care veniseră să lucreze la baraj, la tunel. Erau institute de cercetare a betonului cu ingineri. Erau tehnicieni de diverse tipuri. Și erau mai multe colonii. Colonia de la Bicaz, propriu zis, era colonia de la tunel intrare, de la baraj, de la tunel ieșire. Dar dispensarul la care m-a dus era un dispensar mic, nedotat. La început era dispensarul, mi-au spus discipolii dumneavoastră, la 4 kilometri de spital. De spitalul Bicaz. Uneori îi făceați cu zăpada până la genunchi, am aflat asta, dar am mai aflat ceva, domnule profesor, că acolo, în lumea asta eterogenă, cu oameni săraci și foști țărani care veneau să câștige un ban, erau și experți, cum ați spus, în beton, în inginerie, scoși din lagărele comuniste ca să dea o mână de ajutor, pentru că se pricepeau. Formidabil era inginerul șef al barajului. Așa? Inginerul Cernescu. Dânsul era colonel inginer, făcuse podurile în război, a făcut podurile când au venit trupele sovietice, da. Și după aia l-a luat și l-a trimis la canal. Și a umblat soția după el, până când a descoperit că Chivu Stoica fusese soldat în subordinea acestui colonel. Și a început, și nu-i plăcea de el, și atunci s-a gândit să-i plătească cumva o poliță, zic nu, bine? Nu. Și a umblat soția și într-o zi a fost chemat, trebuie să pleci să faci barajul. Și el a zis, nu plec singur. Singur nu pot să fac barajul. Zice, pe cine vrei să iei? Pe inginerul Rozmănică, pe inginerul Cutare, pe inginerul... care erau în baraj și cu ei a plecat. Foarte frumoasă poveste. Într-o ecuație simplă, s-ar crede că v-ați fi putut pierde la Bicaz. Dar destinul e destin și la Bicaz, cine ar fi crezut? În spitalul ăla care era puțin mai mare, ziceți, decât o baracă încălzită? Da, era o baracă bine organizată. În spital erau trei familii de medici care fuseseră universitari la Iași, la chirurgie, la medicină internă și la pediatrie. Acestea erau și secțiile. I-au făcut scăpați la epurarea politică, i-au scăpat printre degete și i-au trimis la Bicaz. Da. Și a fost să fie să se întâlnească cu dumneavoastră, da, în așa fel încât ați făcut acolo repede, ați coagulat un corp de elită medicală și ați rezistat cu bine până în 56. Când ați venit în secundariat cu cea mai bună medie pe țară și da, erați singurul... Culmea că mi-a părut rău când am plecat de la Bicaz. V-a părut rău după Bicaz? Am lăcrimat pentru că lăsasem în urma mea oamenii și viața pe care o trăisem, propriu zis. Adică aerul curat, ceahlăul, prietenia oamenilor, truda intelectualilor care aveau lanțuri la picioare și spărgeau piatra. Eram prieten cu fiul profesorului Bratu, care fusese rector la Iași și tăiase legionarii urechea. Și dintr-o dată sunt în anul 56, domnule academician, când vă găsesc drept singurul secund și cel mai tânăr în prestigioasa clinică de la Colțea. Unde și făcusem eu toate stagiile și care mă remarcase profesorul Teodorescu, se ducea la consultații, eu pe lângă dânsul. Păi știți că și acum, după o jumătate de secol la Colțea, se spune, a venit aici ca învățăcel, a întors pământul, ca și cum ar fi arat o brazdă, după aia s-a dus să facă actualul spital de urgență universitar, cu toată clinica de acolo, modernă, cu tot colectivul de cardiologi, dar întâi a fost la noi, îmi spun cei de la Colțea, sunt ceva generații... Da, 22 de ani. 22 de ani. Da, da. Până prin 78, când ați devenit profesor universitar plin. Se deschisese spitalul universitar, să creaseră unități noi,
eram prorector, urmare să se întâi prorector, pe profesorul Proca, care era rector, l-a făcut ministru. Da. Și eu am rămas rector și cu organizarea clinicii. A fost o perioadă foarte grea, dar... Aproape eroică, pentru că mi-ați spus așa, că ați pornit totul cu 5 șefi tineri de promoție și acum e cogeamite spitalul. Profesorul universitar dr. Mircea Cinteză vă tot evocă și îmi spune minuni a făcut aici, sunt atâtea generații care îl venerează. Noi am învățat medicină internă, trebuie să spun asta, că aveți două competențe complete în cardiologie și în medicină internă. Și că toate tratatele dumneavoastră, domnule academician, m-ați făcut să mă duc în plină pandemie la bibliotecă să văd 4 volume din medicina internă, vreo 5 din patologia cardiovasculară, da, adică sunt foarte multe lucrări și sinteze și contribuții și mai îmi place ceva și vreau să amintesc aici. Deși dumneavoastră până în anii 70, când nu știu, poate profesorul Burghele sau nu știu cine v-a trimis vreo lună și ceva în Statele Unite să vedeți cum e școala. Era o perioadă în care se spera o oarecare schimbare. Iluzorie, pentru că după aia totul a înghețat. Totul a înghețat, așa a regresat. Și am fost cu profesorul Maximilian, nu era încă profesor, era conferențiar, pentru 2 luni în Statele Unite, să vedem tipul de învățământ, învățământul cu studenții, ce fac profesorii, laboratoare, programe de învățământ. În 1978 s-a inaugurat Institutul de Biologie Celulară. Da. Această disciplină fundamentală nu exista în învățământ. Și eram rector, am spus ministereasei să introducem. Nu, programele nu se schimbă. Am mai cerut părerea. Nu, că nu avem oameni. Am chemat rectorii în București. Am fost împreună și am spus nu, trebuie disciplina asta și psihologia. Și s-a impus. Dacă mă uit în urmă, medicina începe să devină din ce în ce mai mult interdisciplinară prin contribuția dumneavoastră, prin inițiativele pe care le aveați cu studenții sau doar în clinică. Și dacă mă gândesc tot cronologic, practic ați fost contemporan, sunteți, domnule academician, de la antibioticele din anii 50 până la anticorpii monoclonali de acum, nu? E o evoluție care uneori a mers mai repede decât trenul de mare viteză și a ținut pasul cu acest progres. Da, aici am avut voința de a citi, de a mă ține la curent. Și acum mă duc vrând nevrând spre prietenii ilustre care v-au înconjurat și de care v-ați bucurat. Și o să încep cu cele medicale, cu chirurgul total Dan Sedlace, cum i s-a spus, cu care ați avut o prietenie de 30 de ani, aflu, și după aia mă veți duce dumneavoastră spre alte apropieri de suflet, poate Octavian Paler, și ajungem neapărat la o bucurie geamănă cu medicina, care este muzica, dar o să le luăm pe rând. Înainte de a spune despre profesorul Setoace, aș vrea să spun de prietenii mei din spital. Da. Prietenii mei din spital au fost colaboratorii mei. Și cei doi colaboratori care au devenit profesori, primul a fost profesorul Cinteză, un spirit luminat, dar care a intrat în politică și s-a mai depărtat de medicină. Aflu că acum regretă. Și am văzut și cum semnează aici în volumul omagial, zice, un fost și își pune toate pozițiile politice. Aceștia au fost generația întâi, cei 5-6. În generația a doua au mai venit doi remarcabili, profesorul Vinereanu, Dragoș Vinereanu și... care e un om tânăr și deja membru corespondent al Academiei. L-am propus. Toți acești oameni care acum rezonează cu ceea ce fac, cu numele lor prestigioase, mi-au spus că rar vom mai întâlni ceea ce ei au văzut la dumneavoastră. Un medic care pornește de la cunoașterea pacientului, de la diagnostic, simte pacientul,
eram perceput ca un om mai distant, nițeluș, mai rece. Dacă mă duc la bolnav, eu mă transform complet. Mă duc spre ceea ce am insinuat deja, apropierea de muzică. Poate că nu e întâmplător că medicii au o orchestră atât de bună. Vă mai amintiți momentul magic al întâlnirii cu muzica cultă? Dar eram în anul întâi de liceu și mă uitam pe la Ateneu și știam că sunt concerte duminica. Am încercat eu să intru, să găsesc un bilet, n-am putut. Un sfert de oră după ce a început, portarul zice, îți dau drumul înăuntru, dar fii atent cum intri. Primul lucru m-a impresionat sala. Dar m-a impresionat sunetele de pian. Atunci a început să cânte Marie de la Prucerii, dirijor Georgescu Imperialu. Era un mare dirijor. Toată lumea își aduce aminte de concertul memorabil, de pildă, cu Sinfonia I sub bagheta lui George Georgescu, sau un alt concert, tot cu George Georgescu, cu Pablo Casals la violoncel și cu Enescu. Pablo Casals. Da, Pablo Casals, când venisem la București, aveam un aparat de radio și ascultam Pablo Casals. E, uite, cum ne duce gândul. Și am rămas îndrăgostit de muzica de violoncel, pentru că e poate cea mai sensibilă și mai aproape de sunetul perfect al muzicii. Știți ce mi-a spus maestru Marin Cazacu, care a stat pe locul în care vă aflați dumneavoastră acum? Că este instrumentul cel mai apropiat de inima umană. Și acum mergem un pic și în cardiologie cu voia dumneavoastră, ca să vă întreb, pentru cei care beau cafeaua cu noi, dacă totuși în atâtea schimbări istorice și patologiile cardiovasculare s-au schimbat. Probabil că da, este... Da. Patologia cardiovasculară s-a schimbat în raport cu lumea, cu experiența căpătată și cu dezvoltarea tehnologică, care a fost progresivă. Și în același timp cu modalitățile terapeutice care au apărut. Aceste schimbări au venit, aș putea spune, din științele fundamentale. Îmi închipui, din fizică, din fizica cuantică, din biologie. Exact. Și din chimie. Și din chimie, categoric. Din studiul celulei, care a început Palade, sau la premiul Nobel, și de la celulă a început structura celulii, receptorii, fiziologia celulii, patologia celulii și medicina. Aproape că nu mai poate fi citită dacă nu cunoști biologie celulară, de imunologie, de genetică medicală. Disciplinele s-au fragmentat foarte mult. S-au fragmentat tehnic, s-au fragmentat ca cunoștințe, dar interfața între ele e o zonă mai puțin explorată. Și marile specialități încearcă să găsească punctele de reper sau punctele de convergență, pentru că specialitatea este unică. Organismul este mai mult decât o specialitate. E un complex biologic atât de puternic, cu autoreglare care depășește aproape înțelegerea noastră. Și atunci, interrelația între disciplinele, între cardiologie, gastroenterologie, chirurgia endoscopică, există zone de interferență în care trebuie să ai și o viziune ceva mai mare. Dumneavoastră o aveți și trebuie să vă spun, privindu-vă față în față, că pur și simplu vă strălucesc ochii când vorbiți de asta, și acest entuziasm bine temperat mă duce de fapt spre o pasiune a dumneavoastră pe care tot de la discipoli o știu, și anume pictura. Și noi avem
în fiecare săptămână, sâmbăta, un minut de artă plastică. Astăzi vă fac cadou opera unei artiste multidimensionale, un artist al lucrurilor simple, îți zice Norica Aveșcă Popescu, care e și designer vestimentar. Aici în plasmă avem o lucrare a ei, sunt și altele, o să le vedem imediat. Cred că rezonează bine cu o inimă iubitoare și sănătoasă, așa cum vă place dumneavoastră să constatați când puneți stetoscopul pe ea. Revenim imediat după minutul de plastică. Prin teme precum iubirea, copilăria, jocul ca formă de desăvârșire a cunoașterii și a evoluției, Norica Veșcă Popescu imaginează ciclul perpetu al vieții. Iar în descrierea lui, artista asociază câteva lucruri atât de comune, încât celor mai mulți dintre noi ne scapă din vedere. Toate inserate în imagini plastice de o surprinzătoare prospețime. Astfel, Norica Veșcă Popescu tezaurizează o memorie afectivă ce ne păstrează nealterate trăirile primilor ani din viață și care ne definesc evoluția ca adulți. Omul care și-a pierdut copilăria, nu sub aspect temporal, ci al profunzimii sufletești, este o ființă în derivă. Iată de ce doresc să creez un spațiu de meditație în care fiecare să-și poată rememora copilăria. Privirea alunecă peste buchete de maci, regina nopții, câteva gălbenele într-o cană de email cu smalțul ciobit, flori pe care fetele le adunau vara de pe câmpuri, pisici leneșe ce dorm la soare în atmosfera satului. Personaje din poveștile românești, Ilene Cosânzene, domnițe gătite cu părul în vânt, veșminte simple, ia românească, ornamente din arta populară. Și încep să te așezi, lin, printre lucrurile simple din tablourile mele, se confesează artista. Ne vom mai reîntâlni cu oameni și noi istorisiri, altele și, paradoxal, mereu aceleași. Unii vom fi îmbătrânit, alții se vor fi născut, ca într-un cerc care se rostogolește la infinit. Iată cercul Noricăi Veșcă Popescu. Domnule profesor, tot m-aș duce spre cardiologie, dar nu mă lasă gândul prieteniilor dumneavoastră ilustre. Odată regretatul Octavian Paler mi-a vorbit despre dumneavoastră ca terapeut, n-am știut că erați și buni prieteni. Și după aia am aflat de la studenți și de la medicii care v-au avut ca mentor că în tinerețe citați practic de amiciția a lui Cicero. Am citit foarte multă istorie antică, Plutarh, Tit Liviu, ce traducere erau din Seneca, în sfârșit. Și mi-a atras atenția fragmentele despre amiciție, despre prietenie, care în orice împrejunări dau altă lumină vieții. O viață fără prietenie este o viață. O viață. Știți că acum citez poate imperfect din memorie, dar ilustru zice așa: prietenia nu e posibilă decât între oameni buni. Și mai zice, ea este cu mult mai prețioasă decât înrudirea, pentru că în înrudire poți să n-ai iubire, dar da, în prietenie nu. Păi nu-i splendid? Da. Și acum vă rog să... Prietenia e un fel de dragoste. Dragostea este tranzitorie. Lasă urme. În inimă, că tot vorbim de cardiologie. În inimă, da. Lasă urme în inimă, dar prietenia, nu. O prietenie adevărată îți luminează viața. Profesorul Setlacek pentru mine a fost un om pe care l-am admirat ca chirurg, l-am admirat ca verticalitate, l-am admirat prin felul în care lumea avea încredere în el. Omul bun, câteodată, lumea ar percepe. Aveți dreptate, pentru că mi-amintesc de
sfârșitul anilor 80, pe care îi trăiam, eram tânără, dar eram foarte atentă la context și se vorbea despre metoda asta a hipotermiei controlate pe care profesorul Setla Ceco impusese pentru operațiile. A început chirurgia cardiovasculară și păcat că n-a rămas la dânsul. Păcat. Când am venit eu în spitalul Colțea, în 56, deja începuse chirurgia, își făcuse o echipă, a rămas până în 59, împreună cu Litear Cec au creat specialitatea de anestezie, terapie intensivă. Care era o maximă noutate, da? Autodidacți. Autodidacți, da, am citit asta. Autodidacți, dar însemna talentul, puterea de muncă și inteligența. Când a făcut 65 de ani, da, a vrut să se pensioneze. Așa. A fost imposibil să-l conving că lumea are nevoie de el, că este, îl caută, că... Nu, n-a mai dorit. A zis că viața mea, aș vrea să mai fac și altceva. Și după ce a ieșit la pensie, a lucrat ca un intelectual, a scos două cărți. Istorie a medicinii românești, de la 1859 la 1914 și care e intitulată Medicina Românească, Medicina Europeană și cu motto interesant. Pentru cei care știu că medicina românească a fost o medicină europeană și pentru cei care nu știu să afle că a fost o medicină europeană. Ei bine, au aflat, e frumos motto-ul ăsta, au aflat și prin dumneavoastră acum. V-ați bucurat, e adevărat, de foarte multe recunoașteri din partea Patriarhiei. Aveți această decorație extraordinară, crucea patriarhală. Președinția României, din fericire, în 2004 v-a dat și acest ordin național de merit în grad de comandor. Sunteți de 20 de ani deja membru de onoare al Academiei Române. Și cu toate astea am în față o personalitate senină, destul de tăcută, care nu se laudă. E greu să vă scot din acest chenar al emoțiilor reținute, dar poate izbutesc dacă am să mă duc cumva spre familia dumneavoastră minunată, unde toți sunt medici, și cele două fiice, și doamna Gerasim, care a fost o viață profesor universitar și internist. Cum e acasă la dumneavoastră, de pildă, azi sâmbătă, lăsăm la o parte aniversarea. Câteodată vă sfădiți, nu? Vă și sfătuiți pe medicină, dar vă și încontrați, îmi închipui. A, sigur, mai ales cu fetele. Să zicem că cea mare... Face hematologie, da, și e chiar șeful clinicii, mai este, da. Și mică face neurologie. Discipline care... Foarte unele dificile. De cele mai grele. Sunt foarte bucuroasă că o femeie medic intră cu hotărâre în această profesie, neurologia, rezervată ca un privilegiu al bărbaților. Da. Cea mică, Raluca, e un neurolog... Așa mai complet, să înțelegeți, a făcut medicină internă și convorbirile mele despre cazurile din clinică sau consultațiile, mi le dă la telefon, mă sună tata, uite casa, ce crezi că este mai bine de făcut? Eu sunt consultant la neurologie. Colaboram foarte bine și cu profesorul Ovidiu Băgenaru, care s-a prăpădit, care îmi fusese de asemenea. O altă somitate care a plecat dintre noi. Domnule academician, mai avem puține minute. Vă întreb ceva poate incomod. În anul ăsta, 2021, sau poate să luăm anul și mai dificil, de început de pandemie, 2020, am avut curiozitatea să merg prin mai multe medii la admitere și mi s-a părut sincer că sunt foarte puține șansele unui tânăr plecat din România profundă, de la țară, să mai ajungă să intre din prima la medicină, așa cum s-a întâmplat cu dumneavoastră și cu alți iluștri pe care i-am evocat aici.
Ce credeți că s-a schimbat? Ultimele generații s-au deplasat în orașe, iar cei de la țară, când au copiii care sunt mai isteți, pe care îi recunoști după la 4-5 ani, da, atunci își încep să-și contureze un fragment din personalitate, s-au dus la oraș. Și la oraș au găsit licee. Și marea majoritate vin din provincie, din licee în provincie, în care sunt licee serioase. Unele licee foarte serioase, cu profesori conștiincioși. Numai că ansamblul cunoștințelor care sunt predate în ciclu mediu, în liceu, este foarte complicat de ceea ce era înainte. Dar păcat este că rezervorul de intelectuali care au făcut România veneau dintr-un mediu sătesc important. Aveau învățători foarte buni. Apropo de învățători, taică mi-a fost învățător. Odată profesorul Setlacel mi-a spus, discutând despre statui, despre ceea ce lipsește în țara românească, este statuia învățătorului care a clădit școala românească de la prima cărămidă până unde a ajuns. Avea o înțelegere a rolului școlii în întregimea școlii, a oamenilor valoroși, dreptatea era în sufletul lui, nu accepta compromisul. Să ne continuăm acest dialog, domnule profesor. Nu v-am spus un cuvânt despre Paller. Despre spuneți-mi acum, vă rog, când l-ați cunoscut pe Paller și cum? Pentru că l-ați cunoscut și pe Vianu și asta n-am spus și vă spun acum, că pe scaunul dumneavoastră, acum două sezoane la mic dejun cu un campion, a stat chiar Ionel. Da. Ion Vianu. Da. Ionel, Ionel zicea. Cum îi ziceau în anturaje. A fost un student strălucit. Profesorul Vianu a făcut un infart în 1960 și a venit la spitalul la Colțea să-l îngrijească profesorul Bazil Teodorescu. Nu erau condiții prea bune. Era o singură cameră de 6 metri pătrați maximum, în care era un pat și o asta. Și s-a internat profesorul Vianu acolo. Și profesorul m-a chemat și a spus să ai grijă să te duci să-l vezi în fiecare zi. N-a făcut un infart complicat, dar a trebuit să stea în spital cel puțin 2 săptămâni. Așa era procedura, da. Văzându-l de 2 ori pe zi, am ajuns într-un cerc de discuții mai largi, așa. Și despre literatură și despre... Mai ales că îi citiserăți cărțile, știați? Citisem cărțile, da. Așa. Înainte de a pleca, înainte de vreo 4-5 zile, zice, domnule doctor, n-ați vrea să-l cunoașteți și pe băiatul meu și să-l luați aici ca să facă internatul și să aveți un ochi asupra lui? Mi-a spus că făcuse 3 ani. La literă era dezertase de la clasice. Da. Și a venit. Așa l-am cunoscut. Ați simțit în el psihanalistul extraordinar care a devenit? Nu. A mers în psihiatrie, a vrut să facă ceva mai mult într-o epocă în care nu se putea face mai mult și și-a găsit destinul lui, care e psihanalist, dar este un scriitor. Ați citit Amor Intellectualis cu certitudine și cu siguranță v-a fermecat, așa cum a fost și cu noi. 2 portrete mai vreau din partea dumneavoastră. A ilustrei Ana Aslan, pentru că n-am vorbit deloc despre doamne, nici măcar despre ilustra dumneavoastră, doamna Gherasim, care e un medic și atât de important și toată lumea îi spune mama Gina. Doamne, doamna Aslan, n-am cunoscut-o decât întâmplător și am să vă spun un lucru care mă contrariază. A început cu cardiologie, asta știți. A început cu cardiologie, a avut ideea în fond a recuperării persoanelor vârstnice, da, a cunoașterii patologiei vârstnicului și a necesității de a găsi mijloacele cele mai bune de
conservare a stării de sănătate. Și a lansat o medicație, de care eu personal nu cred. Dar, domnule profesor, cu toate astea, H3O a fost prin 52-53 omologat în 30 de țări ale Europei. Da, adică da, putem neglija acest palmares și această... Da, ce este drept, am fost chemat de vreo 2-3 ori la Institutul Babes să văd pe cineva, niște personalități care venise după străinătate. Efecte s-ar fi putut să aibă, dar nu am găsit baza științifică a acestui tip de terapie. A gândit o direcție în medicină, geriatria, care devine exact din ce în ce mai importantă. Da, da, da. Creatorii nu sunt numai cei care descoperă o moleculă. Creatorii sunt cei care au și o viziune. A avut această viziune, ce este drept. A deschis calea pentru cunoașterea patologiei vârstnicului și a capacităților de regenerare. Vreau să vă întreb și ceva monden, poate vă veți fi sau vă veți supăra pe mine, dar ați fost în anturajul savantului Danielopoulou și toată lumea mondena Bucureștiului vorbea în acei ani ca despre o poveste frumoasă, domnule academician, frumoasă și secretă, o iubire dintre savantul academician Daniel Danielopoulou și Ana Aslan. Dumneavoastră ați simțit asta stând în anturajul profesorului? Nu. Asta era în 1952. Nu. Doamna nu mai era. Pentru că am adus în discuție acest episod tocmai ca să nu se creadă că acești mari savanți erau așa niște titani fără sentimente și fără inimă. Nu. Dumneavoastră, cardiolog ilustru fiind, știți bine că inima asta cu năbădăi, de fapt, ne lipește uneori iremediabil. Câteodată ne domin. Și acum vă duc la episodul Paler ca să putem încheia. Vă rog să îmi vorbiți și despre această prietenie. L-am cunoscut înainte de 84, în anul 1984. Suferea de stomac. Cred că avea un ulcer. Și l-a dus un doctor să-l văd. Era un om închis, sec, rece. Mi-a spus, aproape deprimat, suferințele cu oarecare neîncredere mi s-a părut. Și după ce a plecat, zic, domnule, un astfel de bolnav e greu de tratat. A revenit după 3 săptămâni, așa nițeluși mai deschis, mi-a spus că se simte mai bine. Și după aia n-am mai vorbit. În schimb, doamna Paler, soția dânsului, m-a sunat. Era foarte bolnav, complet deosebită față de dânsul. Era volubilă. Doamna Paler avea experiența radioului, era un comunicator, spre deosebire de Sipetul Închis, care era acest intelectual din Făgărașul României și care nu se lipea de oricine, e adevărat. Așa. Și ați ajuns prin doamna Paler acasă la Paler, înțeleg. Da, venea doamna Paler, avea o boală incurabilă. Și după asta a venit Revoluția, a venit 1989, schimbările, el a intrat într-o viață politică și prin 1998, într-o după-amiază, m-a sunat de la spital, directorul spitalului, veniți repede la spital, vine o mașină să vă ia. A venit domnul Paler cu un infart. A doua zi, după ce am venit, l-am dus la ecocardiografie. Mi s-a părut că nu e ceva în regulă. Avea un infart mai intens, dânsul avea o stare generală bună, afară de anxietate. Mi-a spus că se duce în Italia, nu mi-a spus că are un fiu în Italia, pentru că am fost surprins că cât timp a stat în spital nu veni nimeni la dânsul. V-ați pus această întrebare, nu? Da, sigur. N-au venit nici măcar scriitori, nu? Nu, din familie, nu, nici scriitor n-am văzut. Poate că era foarte discret și nu a spus. A rămas în convorbiri, venea des, sunam la telefon. Ce v-a rămas de la prietenia cu Octavian Paler în inimă, acum, când îl evocăm? Avea o enormă dorință de dragoste. N-avea prieteni. S-au avut prieteni care și-a pierdut.
o imensă dorință de, de apropiere de cineva. Al doilea, avea un sentiment al singurătății absolut pentru el, care îl chinuia și care l-a dominat tot timpul. Și atunci, găsindu-și interlocutor, l-am admirat întâi și după aia l-am și iubit. Așa am făcut și noi astăzi cu dumneavoastră. V-am admirat întâi, de la distanță, am încercat să vă cunoaștem și sfârșim astăzi micul dejun, încheind cu încrederea că vă iubim deja. Vă spun încă o dată la mulți ani, aștept momentul centenarului dumneavoastră cu încredere și optimism. Vă mulțumesc pentru astăzi și să ne revedem cu bine. Vă mulțumesc pentru amabilitate, pentru căldura cu care m-ați primit și poate v-am surprins cu unele răspunsuri. Da, m-ați surprins și m-ați bucurat. Ca să rămânem în bucurie și nădejde, dragi prieteni, Alexandru Rusu, jurnalist de radio, între colegii mei știuți de la Radio România, s-a apucat de scris și o face bine, mi-a trimis încoace un thriller politic excelent, după care, zice el, chiar aici pe copertă, citindu-l, n-ai să mai vezi niciodată presa la fel. Ei bine, apare la Hiperliteratura Păpușarii Puterii, Alexandru Rusu, o carte de buzunar pe care vă recomand pentru un weekend și nu numai. Vă mulțumesc pentru astăzi și ne revedem sâmbăta viitoare.